nu-i nici audierea martorului, nu-i e tot xerox, agenția e constatator, nu depus nică în dosare. Noi o să-ți dăm câștig de cauză și apoi tu o să dai în sud și să faci banișor. Ce banișor să facă eu acum am dat în sud? Îi se respinge cererea. Acum eu și trebuie să fac. Judecătorii se pronunță în timp de o lună, în timp de o lună măr tot judecătorii și 19 amenți, martorii îmi sunt amenințați. Georgiu, Elena și Josan Gheorghe sunt amenințați. Cer de la judecători, nu că-i recuz pur și simplu așa, dar și citați martorii și aduși forțate atâta timp să amenințați de Lozovan 6, înțelegi dumneavoastră? Păi și are recuzarea și citarea martorilor, ori vrei să te judeci, ori n-ai încredere în instanță și nu vrei să te judeci. Nu am încredere că ei nu citează și nu-i aduci forțat, nu vine partea vătămată, nu vine nici un agent constatator, ia ca de ce mergi vorba. Restul și să mai spun. Judecătoarii Muntean, Andrei Sagaidac nu fuge de declarație. Andrei Sagaidac o să dea declarație că sunt dovezi, că în dosar nu este nici o dovadă că am fost în ziua și acasă. Nici o înregistrare telefonică, nici așa. Am sunat la judecătoria centru, am văzut telefonul ăsta, violența în familie, unde mai este aici în Chișinău. Am sunat, da, spuneți unde sunteți voi, că am dat servicii publice în judecată, am dat polițistul Lozovan. Vin și vă dau și pe voi în judecată. Și spuneți minciuni cu violența fizică. Eu nu am dat în vârsta mea un de asta. N-am dat o sfârlă și nu mă tem. Dacă faceți violență în familie, să fac presiuni și depozitați de avere, spuneți la toată lumea și justiție faceți. Înțelegeți dumneavoastră? Violența poate fi și verbală, psihologică, nu numai fizică. Poftim? Cu sfârla. Dar, dacă eu am făcut chiar și, nu decât cu, da, fizică, dacă este așa, fiica, soția, cu telefoane performante, puteți să înregistreze, puteți și eu un vecin. Eu am ceartă cu 4 vecini care m-au amendat tot amant soției Lozovan, de 2 ani de zile amendat. Dacă înseamnă că ești nervos și agitat. Da, dar nu mai sunt nervos, nu am făcut nici și nu este dovadă. Eu o fabricat că m-am certat cu 4 vecini, înțelegi? M-am certat și s-a amendat, amenda, eu special n-am contestat-o, nici un executor judecătoresc până azi nu aplică sechestrul 2 ani de zile, terminul fiind de 1 an de zile. Am arătat amenda și la cameră. Tot stac, păi Lozovan, uite și te ocui tu. Încă o dovadă că amenzele sunt fabricate la comandă de polițistul ăsta Lozovan. Asta nu e nicio dovadă, dacă obțineai anularea procesului verbal, asta era dovadă că e ilegal. Dacă n-ai contestat-o și nu vin executorii s-o pun în aplicare, asta nu demonstrează nimic. Dar decât că e o amendă care încă nu a fost pusă în aplicare. Dar e expirat termenul de o an de zile de asta. Se pare că acum executarea e mai mult. Executarea? Nu, e așa. Luna 19 martie 2018. Normal? Normal. Dar nu pot ști, bă, 20 de ori am pătat onoare și demnitate și am chemat aici la microfon liber. Băi, oameni buni, veniți aici la microfonul liber în parc, confruntări față în față. Deși și acum sau câte ori, viceprocuror Sângerei, polițistul Lozovan, deși nimeni nu e nici... mă blochează. Eu, intenționat, băi, schimb un număr telefon și le-am scris, băi, compromis și așa mai departe. Nu-i bun, nu-i bun. Înseamnă că aici este mișmaș. Am fost la Parlament, am cerut, am avut întrevederi la acolo. Și cu Bolea, și cu Plângău, din toate partidele. Am fost la Moțpan, am fost Bolea la... Bolea sunt doi. La Popșoi, nu de la acum, Island. Președintele acum e președintele... Da, președintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități. Știi ce ne-a făcut? A luat, alo, eu și cu Vioară, împreună cu Vioară, Andrei Sagaidac nu minte, împreună cu Vioară. Și la președinție am blat și cererea, am depus audieri. Și gândiți-vă, Dodonie sparge ceilalți să se duce. La Parlament tot așa, cu Vioară împreună am fost. Poți să confirmi omul, înțelegi? Zero emoții. Băi, Nichifociu, vin încoace. Și eu zis, Lilian Carp a spus, nu, eu îl investighez pe Lilian Carp cu cariera Nicăuț. Omul e contrabandist, spun televiziunile, jurnalul arată, e contrabandist de țigări, contrabandist de cariere. Lilian Carp, la cum îl investigează cazul și au făcut interpelare procurorul general, că am fost la Lilian Carp, am fost la Popșoi în cabinet, am blat o leacă în viața asta și chestia că am blat cu Mihai Popșoi împreună, nu cu Popșoi de asta, cu Mihai Vioară împreună, înțelegi? Nu singur. Dovadă că e tot la comandă și în țara asta justiția se face pe bani. Am și ne alege, o să aleg, nu fac reclamă, că o să zic ce așa. Dodon, te votez dacă ieși mâini în fața oamenilor și spui, tac,
de azi trăim tăzi după legi. Și eu mă duc mâine la Ciocana în ședință și văd jucătorii fac după legi. Marți, miercuri, luni, marți, miercuri, joi, vineri, în fiecare zi. Ce-mi faceți voi ședință, băi, om? Dacă vreți, eu sfânt în fața voastră, n-am nicio... Și nu mă tem că n-am făcut nicio violență. Dați-mi averea înapoi, că o să vă știți, așa vă știi toată lumea, la toată lumea, la ambasador peste loc. Sau puneți-mi pur și simplu ilegal în pușcărie, ați mai pus, ia uite, ești, cine? Pietit, o stat, o ședință asta. Oleg, 7 ani la un an de zile dați drum. Și justiția asta, vă pozoriți cu justiția asta în lume. Închideți-mă degeaba așa. Eu acolo o să fac așa, o să chem Națiunile Unite, greva foamei, ambasadorii și așa mai departe. Puneți oamenii degeaba cu 3 scrisori recomandate lui Placat, nu chiar că nu m-au pus la pușcărie. Ia ca copiii ăștia, tocarciuși, scripnici din Ciorescu cu femeile vor să vorbească, vor să vorbească acum de cramă, înțelegi? Lozoveni, scripnici, tocarciuși, nicforciuși, niște copii s-au găsit. Băi, țara asta aparține oamenilor care umblat prin 90. Copiii au dreptul la exprimare. Copiii au dreptul, dar dacă copiii să nu folosească instituțiile statului în scopuri personale. De aceea noi mai în vârstă, nu degeaba 91 am umblat aici, prin parcul ăsta. Am vrut libertate, democrație, am protestat și așa mai departe. Și a rămas, că acum copiii noștri ne bate joc de noi. Nu-i frumos, schimba ceva. Oameni buni, masiv, ieșiți la alegeri. Și viziunea aveți, nu o să vă le spun eu. Dar eu știu că trebuie ceva de schimbat în țara asta. Noi suntem pe malul prăpastiei. Mulțumesc!